cu siguranță una dintre cele mai populare și urmărite emisiuni de la Jurnal TV, doamnelor și domnilor, Ora Teras. Alături de noi în această seară, Anatol Durbală și Petru Oistri! Salut! Este cea mai longevivă emisiune deocamdată a postului Jurnal TV, pentru care 14 ani și Ora de Ras. Peste 600 de ediții, chiar îl întrebam pe Artiom și mi-a zis, câte, hai să vedem câte am făcut. Hai să recunoaștem, Artiom este producătorul emisiunii, astăzi am zis că o să dăm mai multe chestii din casă, din bucătărie. Artiom este producătorul emisiunii Ora de Ras. Noi am încercat să-l convingem să vină și el aici pe canapea. Artiom a zis că el își cunoaște treaba atât de bine, că el de obicei stă în spate. Și, în plus că exact în momentul ăsta el lucrează pentru ediția de, asta am vrut să zic. Și el îi, asta am vrut să zic. Nu-l deranjează. E la muncă oricum. E la muncă. Am treabă. Petru a apărut mai târziu la Ora de Ras. Da. Și dacă nu greșesc eu, Petru a apărut din start cu primul rol, Baba Ilean. Nu. A fost Fyodor Fyodorovici. Fyodor Fyodorovici a fost primul. Exact, Fyodor Fyodorovici. Întâi a fost cu Sioma, cu Valera. Corect. După care încet a crescut Simona și Valeria. Și după care a apărut Fyodor. Acasă la domnul Constantin Cheianu, prima a fost cu cunoștința ginerelui, adică care pe această cale chiar îl salutăm, pe zadar am pus scaunul ăla acolo, vorbesc destul de serios, pentru că am zis că este scaunul pe merit al domnului Constantin Cheianu, pentru că îl va avea mereu pe merite aici, ba mai mult decât atât, să trăiți, domnule Cheianu. Știu că trebuia să ajungă astăzi la noi, dar a zis că are o deplasare. Salutări, Costel, Ora de Ras înseamnă Constantin Cheianu în primul rând. La înălțimea domnului Cheianu încă n-a ajuns nimeni ca să poată veni alături de Anatol cineva, corect? Hai și așa. Hai să o facem așa. Știi ce frază extraordinară? Trebuie să... Eu am zis că astăzi o să fie un pic altfel. Frază extraordinară am prins de la tine? Care? Stai fără griji, bă, găbiță. Esențele tari se țin în vase mici. Se păstrează în vase mici, așa este. Nu e vorba mea, mă auzit-o și eu de undeva, că am citit-o. Astăzi o să încercăm, luând în considerare că ambii ați devenit prieteni, voi atât de bine vă cunoașteți și rolurile, o să încercăm să inversăm un pic lucrurile. O să te rog pe tine, Petrică, să intri în rolul Lenin, să te uiți atent pentru că ți-am pregătit acel text. Da, iată ochiul deja e lui Lenin, dacă observați. Da, ochiul deja e lui Lenin. Dei! Bag. Stai un pic, stai să mă transform. Transformarea lui Petrică Oistri în unul din personajele pe care le puteți vedea și auzi în cadrul emisiunii Ora de Ras, Lenin. E, Putin, de acum are un loc special lângă mine. Și tare maladeț, tare drăguț, mai ceva ca mine și ca tine. Aplauze! Nu mi-a reușit așa de bine. Cine ți-a zis că nu ți-a reușit? Eu la un moment dat am început să cred, mai ales când te-ai ridicat și ai pus mâna la spate, este un lucru specific. Mă rog, eu vă spun un lucru cu mâna pe inimă. Când l-am văzut eu prima dată în viața mea pe Petru Oistri, asta a fost la Moscova, în îndepărtatul anul 1900, nu știu, 87-89 mai degrabă, după ce am venit de la armată, eu și până astăzi rămâne valabil, alcoolici, oameni care beau, nu joacă nimeni mai bine decât Petru Oistri. Nimeni. Deci asta e... Cum se numește? Asta e a lui, știi? E chiar și în Fyodor Fyodorovici. El are o chepcă, oricum se numește asta, un chipiu așa. Apoi, el nu-l pune pur și simplu pe cap. El, când îl pune așa, eu n-am păr să arăt, el îl pune așa de la ceafă, de așa, și-l târâie un pic. Sus. Da, stați așa, și dați-mi un chipiu. Ionuț, dă-mi chipiul tău, te rog. Da, dă-mi chipiul tău. Știi, nu știu de ce astăzi cade tot peste tine, Petrica. Știi ce vreau să te rog? Uite. Stai așa. Nu apucă el, nu, uite momentul. Îl apucă de la ceapă și când îl trage părul din ceapă să-l burlește, vezi? Și el devine, domnule, și... Dacă la țară, dacă ai observat, toți așa fac, ei de obicei ridic, mai fac așa, tot așa fac. Trag și aici rămâne cărăruși. Și ca să înțelegi, el care nu consumă alcool, deloc. Asta am vrut să spun. Paradoxul este că îl joci atât de bine pe un om în stare de ebrietate, pe când tu, de fapt, nu consumi alcool. Zero. Adevărul e că am văzut atât de mulți și atât de tare mi s-a întipărit. Deci... Știi ce vreau să te rog? Cade astăzi tot pe tine. Te rog. O singură frază, scurtă de tot. O felicitare pentru... O felicitare pentru toată lumea, pentru că este fidelă 14 ani emisiunii Ora de Ras. Bună seara! Nu vă spărați, felicitări, nu sunt rată, vă, cu
vârstă ai zis că are băieți 14 ani? 14 ani, da. Băi, băieți, 14 ani. E, dar voi și rupe, să ai de șoclim așa. Da. E, hai, cu 14 ani, sănătate, băieți. Băi, dar mă tem ca să mă încheg, ca să chic jos, am urs. Băi, sănătate, băi, sănătate. Și pașii, și al mai important. Pe tine știi ce o să te rog, Anatol, pentru că a zis că această ediție specială o să dedicăm spectatorilor în semn de mulțumire. Să le transmiți un mesaj din numele întregii echipe care face parte din... Spectatorilor. Da, da, bineînțeles. Este cert că de partea aia, la alta sticle, iată, eu acum mă uit într-o cameră, adică într-o lentilă, sunteți foarte mulți, foarte multă lume care ne privește, nu de aia că îi impune cineva, dar o face cu tot sufletul. Și ce am vrut să zic este că Jurnal TV, sămânța care a fost semănată, intenția, impulsul de unde s-a născut această televiziune, a fost unul puternic și extrem de sincer. A pornit tânăr, nou, zvelt, proaspăt și cu foarte multă poftă de a mișca lucrurile. Această energie, această poftă de viață, această dorință, aproape necesitate de a dezveli, de a scoate husele, de a da minciunile la o parte, din toate punctele de vedere, este una firească și eu sunt convins că această energie trece dincolo. Dragi privitori, nu încetați să fiți alături de noi, așa cum ați fost pe parcursul anilor, ați fost alături de noi, rămâneți alături de noi, pentru că această sinceritate și această energie în continuare izvorăște din suflete, din spirite, din inimi, care o fac cu toată puterea, cu toată ființa și cu toată sinceritatea. La mulți ani, Jurnal TV, 14 ani pentru o televiziune în Republica Moldova, dați-mi voi, asta nu-i șag. Mulțumim frumos, cu un ropo de aplauze, mulțumim băieților de la Ora de Rasă, la Anatol Durbală, Petru Oistric în această seară, în această ediție specială.